Așa cum ați menționat, toți cei care au dat la concursul este, ne aflăm la un sfârșit de an care ne obligă la un mic bilanț. Și vreau să vă spun că împreună cu colegii din primăria municipiului Câmpia Turzii, am încercat să facem un astfel de bilanț înainte de ședința de Consiliul Local, pentru a vedea dacă obiectivele pe care noi ne-am obligat pentru anul 2017 l-am realizat sau nu. Vin și vă mulțumesc dumneavoastră, acelora care ați înțeles să vă implicați în viața comunității, prin atitudinea pe care ați avut-o în Consiliul Local și prin implicarea în proiectele pe care noi le-am avut. Și așa că, uitându-mă peste ceea ce am promis că vom face în 2017, vreau să vă spun că în proporție de aproape 100% am realizat ceea ce ne-am propus. Și mă refer aici la proiectul de rezonare pe care dumneavoastră l-ați aprobat, care a avut ca efect scăderea impozitelor pentru toți locuitorii municipiului în piață, cu excepția celor din cartierul Centru, care au rămas la nivelul anului 2016, dar mai ales a condus la atragerea de investitori în zona industrială a municipiului, prin faptul că toată acea zonă a fost stabilită de către dumneavoastră, ca fiind zona de impozitare, cea mai mică zonă, cea mai mică sumă de plată. Și mă refer aici la parcul industrial al municipiului Câmpia Turzii, la zona industrială RAIF și la incinta combinatului Industria Sârbii, unde au fost înstrăinate mulțime de secții și de terenuri. Am reușit, tot în acest an, să îndeplinim o altă promisiune, respectiv atribuirea tuturor parcelor de teren din parcul industrial al municipiului Câmpia Turzii, lucru care înseamnă investiții de peste 5 milioane de euro și înființarea a peste 150 de noi locuri de muncă pentru cetățenii Câmpia Turzii. Am reușit să finalizăm proiectul trecerea subterană a calului de iluminat public și modernizarea iluminatului public, cu două aspecte foarte importante. Pe de o parte, esteticul zonei, care este fantastic față de ceea ce a fost și spunea cineva pe stradă, nu nici mai știu țin minte cum era înainte. Și doi, economia pe care o vom face la bugetul local, prin faptul că corpurile de iluminat sunt corpuri LED. Am organizat toate manifestările culturale, sportive, educative, la nivelul municipiului Câmpia Turzii, așa cum acestea au fost aprobate de dumneavoastră pe calendarul cultural. Am implementat proiectul Fii responsabil partenerul meu, care are ca scop promovarea atitudinii civice și recompensarea implicării locuitorilor la amenajarea și întreținerea mediului urban, în parteneriat cu primăria municipiului Câmpia Turzii. Am finalizat construcția și am și dat de folosință capela motoară a standardelor europene și cimitirul de la stația 110. Am finalizat renovarea și amenajarea teatrului de vară. Am contractat și este finalizat în proporție de 99% studiul de fezabilitate privind înființarea unui complex polisportiv, respectiv a unui patinoar artificial în zona parcului municipal. Am văzut proiectul, va fi unul dintre cele mai frumoase din țară. Vom începe construcția lui imediat ce timpul ne va permite anul viitor. Și vreau să vă spun că deja avem discuții cu o mare companie românească care vrea să facă un turneu prin marile skatepark-uri care există în țară. Și proiectul pe care l-au văzut și ei, spun că anunțul se va pleca și va fi în cursul anului viitor, dacă reușesc să finalizăm construcția skatepark-ului, atunci vor veni și la noi. Am reușit să organizăm și să punem în funcțiune poliția locală, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai frumoase lucruri care s-au întâmplat în anul 2017, pentru că influența pe care polițiștii locali au deja comunitate se vede.
Am făcut investiții, reparații și modernizări de străzi, alei, trotuare, linia stradală, precum și spații verzi. Am reușit, pe lângă cel ce mi-a spus și care se regăsea toate scrisoarea primarului pe anul 2017, să punctăm și multe alte lucruri care nu le-am gândit poate în 2016 sau la începutul 2017, dar mi-a zice că le-am rezolvat. Am semnat două contracte de finanțare pe PNDL săptămâna trecută, în valoare de 3 milioane de euro, pentru investiții și modernizări străzi cartierul Nou Șarânt, respectiv pentru plata lucrărilor de la fosta administrație financiară din Câmpia Turzii, care a fost modernizată la standarde europene. Acolo funcționează în acest moment asistența socială, poliția locală și serviciul comunitar de prevenția persoanelor. Lucru și vă invit cu drag să vedeți ce frumos arată acum acolo. Am demarat și suntem cu cel puțin trei dintre ele într-o stare foarte avansată, în chiar astăzi a fost aprobat, trei proiecte pentru care ne dorim să obținem fonduri europene. Și mă refer aici la reabilitarea liceului Valverdan, 500.000 de euro, reabilitarea liceului Victor Mugureanu, aproape 2 milioane de euro, și planul de mobilitate urbană, jur de 9 milioane de euro. Și mai avem un proiect nou cu care cred că am reușit să finalizăm anul viitor, pe noua axă 13, care urmează să se deschidă, 13.2, care urmează să se deschidă prin luna ianuarie. Ghidul va fi spre consultare publică. Reabilitarea Palatului Cultural Ionel Floașin, împreună cu Teatrul de Vară și Parcul Municipal. Parcul Central, acest lucru. Acesta este un proiect care vom încerca să accesăm pe axa 13.2. Iar un al doilea proiect, tot pe axa 13.2, dar nu cred că vom reuși să refinanțăm amândouă, dar noi vom încerca, va fi acel povest polisportiv, skatepark și patinoar, împreună cu un complex de servicii pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă din municipiul nostru, adică tot ce avem noi pe strada Gheorghe Balițu, centrele pe Gheorghe Balițu, să le mutăm în noua locație, care, dați-mi voi să nu vă dezvolui încă. Am înființat locuri noi de parcare pe strada Teilor, Balițiu, Viviței, Făpliei, Retezatului, Oțelarilor și Aviatorilor. Am reușit un lucru fantastic și aici merită toată lauda echipa de la Serviciul Patrimoniu, să întabulăm Palatul Cultural și acum poate pentru unii dintre noastre vă spun în premieră, până în acest moment era întabulat pe SCMC și avea o ipotecă de 40 de milioane de euro pe el. Am reușit să-l întabulăm, este proprietatea noastră și pe lângă Palatul Cultural am reușit să mai întabulăm aproximativ 70% din averea municipiului Câmpia Turzii. Primăria nu avea întabulat, în afară de clădirea primăriei, nu avea întabulat nimic. Acum avem întabulate școli, grădinițe, licee, străzi, trotuare și așa mai departe. Am încheiat cu sprijinul dumneavoastră acest protocol cu Poliția Națională și Prefectura Județului Cluj. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc domnului prefect Chirecheș, domnului inspector șef al IPJ Cluj, inspector adjunct în acest moment, Dinor Ciprian, pentru faptul că și-au dat concursul pentru realizarea acestui proiect. Am și predat clădirea incubatorului de afaceri către Poliția Municipiului Câmpia Turzii. Ei deja renovează acolo și sperăm, în funcție de bugetul, aprobarea bugetului de stat, din primăvară să demarăm în acest serviciu de pașapoarte, permise, matriculă și cazier judiciar. Am emis în jur de 35 de autorizații de construcție pentru locuințele de tineri în cartierul Șarlet. Știți că acolo, în cursul anul trecut, am atribuit 96 de locuri de casă. Am investit cele mai mari sume de până acum în învățământ și în sănătate. Mi-ar place să
cei care participați la ședințele Consiliului de Administrație, indiferent că sunteți din putere, de la putere sau din opoziție, să aveți o discuție în momentul în care mergeți în Consiliul de Administrație, să vedeți care este feedback-ul care vine, nu neapărat de la profesor, feedback-ul care vine de la părinți sau de la pacienții care merg și vizitează spitalul municipal, pentru că spitalul și-a schimbat fața de când domnul Antal este director acolo. Cam asta le-am făcut noi, suplimentar, în anul 2017, față de ceea ce ne-am programat. Și meritul nu este doar al nostru, este și al dumneavoastră, pentru că ne-ați dat girul prin aprobarea proiectelor de hotărâri, cei dintre dumneavoastră care ați aprobat, care ați votat pentru proiectele de hotărâri pe care le-am inițiat și care a venit în fața dumneavoastră. Pentru acest lucru eu vă mulțumesc tare mult, în aceeași măsură în care înțeleg să mulțumesc colegilor mei din Primăria Câmpia Tuzii și să vă spun că, așa cum le spuneam o săptămână trecută, în acest moment, pot vorbi despre ceea ce îmi doream la preluarea mandatului de iunie 2016 despre familia Primăria Câmpia Tuzii. Pentru că, în acest moment, trebuie să știți că noi funcționăm ca o familie. Și este meritul și al meu și al domnului viceprimar, al domnului viceprimarul Besovo, care îi mulțumesc pentru perioada când am colaborat, dar și în meritul colegilor din primărie, cărora le mulțumesc. Suntem o echipă și funcționăm ca o echipă în acest moment. Ca orice echipă, mai sunt și mici disfuncționalități, dar cred că le vom regla în timp și acelea. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc cetățenilor municipiului Câmpia Tuzii pentru că au avut răbdare cu noi. Unii mai puțin, alții mai mult. Ideea că lucrurile se mișcă și ei văd acest lucru și le doresc și lor, la fel cum doresc colegilor din primărie și vă doresc dumneavoastră, să aveți parte de sărbători fericite, de un an, 2018, zic eu, cel puțin la fel de bun ca 2017 și cred că Domnul Dumnezeu ne va ajuta ca așa să fie, chiar dacă vreau să vă anunț, nu știu dacă poate ați urmărit prin presă, vreau să vă spun că, din păcate, având în vedere legile care sunt așa cum sunt, dacă tot este să ne referim la ședința de astăzi, modificările la codul fiscal, proiectul de buget, tot ceea ce a aprobat guvernul în următoarele zile va duce la pierderea a 55 de miliarde lei vechi, adică 5,5 milioane lei, adică 1.200.000 de euro din bugetul municipiului Câmpia Tuzii anul viitor. Dar sunt convins că împreună vom trece și peste această greutate și sunt convins că împreună vom fi din nou ceea ce ne-am dorit la preluarea mandatului, adică echipă funcțională. Și foarte frumos a spus domnul Socoran, este momentul să îngropăm răutățile și atacurile și plângerile, pentru că nu și-au rostul în acest moment. Scopul nostru aici este să facem ca cetățenilor din Câmpia Tuzii să le fie mai bine. Și eu sunt un tip așa optimist de felul meu și cred că ne va fi mai bine. Vă doresc tuturor să vă doresc fericite, un an mai bun. Vă rog să le permiteți colegilor mele, ca din partea primăriei municipiului Câmpia Tuzii, să vă ofere un mic cadou, atât dumneavoastră, cât și presei prezent astăzi de aici, care îi mulțumesc pentru faptul că ne suportă, că ne critică, că ne laudă, că fost ceea ce facem, și după aceea să vă invit pe toți dincolo.